Mă, dragilor, să vedeți și noi plantața de goji. După o lună jumătate în cap de la plantare. Mergem curățat acum 2 săptămâni, iarba e de nou mai mare. În fine, ia uitați. Că două palme. Ia uitați aici. Crengile noi. Deci gândiți-vă când au fost plantați acești lăstari. Absolut nu i-avea deloc, nu avea decât aceste crenguțe. Până aici. Atât. Ok. Bineînțeles, după ce am curățat, după cum am spus, de la pământ până la distanță 4-50 cm, a crescut mult mai bine, dar a avut forță mai mare, pe lângă asta a fost ploi. Avut. Ia uitați aici, de exemplu, cât este această creangă. Ne țineți minte, dacă uitați la videourile trecute, puneam așa degetul și era o țără mai mare decât degetul. Acum 2 săptămâni. Uitați cât a crescut în 2 săptămâni. Deci cam de aici în sus este diferența în 2 săptămâni. Aceasta este palma mea. Ați aici. Da. De aici mai punem una. Două. Aproape trei palme. Două palme jumate. Jumătate incredibil. Ce frumos a crescut. Și ăsta este mai micuț, dar uitați-l că ce crenguțe a țucălătat. Ia uitați. Extraordinar. Au crescut, uite să unde. Mai trebuie însă să-i leg. M-am dat undeva pe aici. Rece. Cum a bătut vântul foarte puternic. Ia că am dus valul vorbea. Foarte frumos a dezvoltat. Numai bine vă doresc.